să-mi petrec, n-am eu venit ori din să plec, ori din de la împărăție, șalai-lai-la, să mă duc în cătănie, șalai-lai-la, ori din de la împărăție, șalai-lai-la, să mă duc în cătănie, șalai-lai-la. Brață, da mă sărută cu dulceață, strânge-mă mândră pe brață, da mă sărută cu dulceață, că pe mâine-n ceasul 10, șalai-lai-la, îi vini și mi petrece, șalai-lai-la, că pe mâine-n ceasul 10, șalai-lai-la, îi vini și mi petrece, șalai-lai-la. Da să mă petreacă și ea, și-a venit și măicuța, da să mă petreacă și ea. Auzi mândră, trenul vine, șalai-lai-la, plânge inimioara-n mine, șalai-lai-la. Auzi mândră, trenul vine, șalai-lai-la, plânge inimioara-n mine, șalai-lai-la. Auzi mândră, ori n-auzi, dar ori ține-ne să mă răspunzi. Auzi mândră, ori n-auzi, dar ori ține-ne să mă răspunzi. Auzi mândră, toba bate, șalai-lai-la, rămâneți cu sănătate, șalai-lai-la, că-i poruncă împărătească, șalai-lai-la, trebuie să se împlinească, șalai-lai-la. Acest program conține plasare de produse. Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Lăcrămioara Pralea, bine v-am regăsit la Sănătate înainte de toate, emisiunea care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de luni până vineri, începând cu ora 16:30, pentru a vă oferi sfaturi utile în materie de sănătate. În prima parte a emisiunii de astăzi vă vom prezenta două produse naturale care acționează cu brio în combaterea varicelor, dar și a hemoroizelor. Pentru mai multe amănunte cu privire la aceste produse, am reinvitat-o alături de noi pe doamna Gabriela Papazian Urdăreanu, specialist în fitoterapie, homeopatie și acupunctură. Bună ziua, doamna Gabriela Papazian Urdăreanu, bine ați revenit la Sănătate înainte de toate. Bună ziua, bine v-am regăsit. Înainte să ne vorbiți, doamna Gabriela, despre aceste probleme venoase, dar și despre simptomatologia lor, aș vrea să-i anunț pe telespectatori că pe micul ecran se află afișat un număr de telefon prin intermediul căruia pot lua legătura cu noi sau îi pot adresa întrebări doamnei Gabriela Papazian Urdăreanu. Doamna Gabriela, să vorbim mai multe despre bolile venoase, să le oferim telespectatorilor mai multe informații cu privire la aceste boli venoase, dar și la simptomatologia lor, după care să ne spuneți ce beneficii au aceste produse în combaterea varicelor, dar și a hemoroizilor. Da. Este binevenită această emisiune. Eu am mai vorbit despre bolile venoase, însă, cum repetiție, mama învățăturii și poate nu toată lumea s-a uitat la emisiune, este
bine să repetăm, pentru că incidența bolilor venoase este destul de mare și, din păcate, afectează un număr mare de persoane, inclusiv pe tineri, și de aceea este bine să le cunoaștem și să le prevenim sau să le tratăm dacă aceste boli deja au apărut. În ceea ce privește bolile venoase, le pot afecta categoria de persoane, în general persoane vârstnice, însă, am spus, prin natura meseriilor, să spunem, din ziua de astăzi, afectează și tineretul destul de mult. În așa fel încât, de multe ori, persoane tinere se prezintă cu varice sau cu hemoroizi la noi, la institut. Sigur că există și o serie de factori favorizanți, să spunem, în afară de factorul genetic, pentru că sigur există o predispoziție în familiile care există probleme venoase la bunici, la străbunici, sigur că și descendenții pot să le aibă. Însă, în afară de acești factori genetici, există și factori favorizanți care sunt destul de frecvent întâlniți și destul de importanți și care agravează sau duc la apariția acestor afecțiuni. Și aici mă refer în special la sedentarism, pentru că tot mai multe persoane au o viață mai sedentară, de fapt, în lumea modernă în care trăim în ziua de astăzi, sigur, sunt o serie de facilități și atunci nici nu mai facem atâta mișcare cât făceau bunicii și străbunicii noștri. Mai mult ne confruntăm cu munca de birou. Munca de birou și asta, exact, și asta predispune și la hemoroizi și la varice, pentru că stăm cu picioarele atârnate și stângele stagnează în vene. Fiecare job are avantaje și dezavantaje. Munca de birou are acest dezavantaj. Așa este. Și din păcate nu se termină numai aici, pentru că dacă am face numai 7-8 ore la birou, tot ar fi un lucru bun, pentru că am putea după aceea să mergem pe jos, să ne mișcăm, să ne ducem fie la sală, fie biciclete, fie să ne ducem în parc. Deci am putea face o grămadă de treabă. Nu, noi de obicei ne ducem cu mașina. De obicei stăm ori pe scaun în metrou sau în autobuz, ori în mașina personală. Și după aceea, când ne ducem acasă, sigur, deschidem calculatorul, că la serviciu n-am putut să ne uităm la probleme personale, la mail-urile noastre. Fie la televizor, persoanele în vârstă tot așa se uită la televizor mai mult timp și sigur acest factor favorizant, spun cuvântul, pentru că pot favoriza apariția varicelor sau hemoroizilor sau pot să le agraveze. În al doilea rând, în afară de sedentarism, care este la ordinea zilei, mai avem și o problemă cu hidratarea, pentru că persoanele tot așa în ziua de astăzi uită să se bea apă, se duc la serviciu, sunt atât de obosite, stresate și cu ochii în calculator și să rezolve toate problemele care se ivesc în câmpul muncii, încât uită să bea apă și este foarte important. De multe ori ronță e acolo ceva, un covrigel, orice, dar uită să bea apă și de multe ori percep senzația de foame, care este de fapt o senzație de sete mascată, și eu am mai spus-o și altă dată. De multe ori simțim nevoia să ronțăim ceva, dar de fapt organismul cere apă și la aceste persoane, dacă le dai un pahar cu apă, practic ele nu mai au senzația de foame. Deci este clar că este un organism deshidratat. Și aici cel mai bine este ca persoanele să calculeze necesarul de lichide, adică împărțind greutatea corporală în kilograme la 30 și află cât lichid trebuie să bea pe zi. Și vom vedea că suntem cam departe de acest deziderat. Și această hidratare, dacă nu este bună și nu este din abundență, predispune la fel la o serie de probleme, inclusiv la probleme pe circulație, inclusiv venoasă, pentru că la asta ne referim. De asemenea, sigur, mai sunt unele profesii care predispun, statul mult în picioare, deci nu numai în poziție șezând, dar și statul mult în picioare. Sigur, sunt unele profesii prin excelență, cum sunt la medicii chirurgi, cum sunt la persoanele din bloc operator sau stomatologii sau
persoanele care machiază, că tot acum am machiat și pe mine și am văzut persoana care m-a machiat și care a stat, stă foarte mult în picioare. Deci este clar că sunt și predispoziții de acest fel. Acolo nu avem ce face, dar aceste persoane cu precădere ar trebui să fie mai atente după terminarea programului, să facă mișcare și să pună sângele cumva în mișcare, pentru că sângele are tendința să stagneze în vasele, în venele noastre și să predispună la formarea de varice sau la hemoroz. De asemenea, combaterea constipației este foarte importantă în a preveni apariția hemoroizilor sau în a agrava. O persoană care are probleme de tranzit, care are un tranzit încetinit și care este constipată, este foarte predispusă de a face hemoroizi și de cele mai multe ori trebuie să facă un tratament de specialitate, respectiv în afară de tratamentul preventiv, există și un tratament curativ. În primul rând, cu o alimentație sănătoasă, cu mișcare, clar, cu hidratare, oricum, nu numai aceste boli sunt agravate de constipație, ci și, cred că, 100 sau mai mult. Da. Acum, dacă ne referim și la simptomele pe care, mă rog, pacienții noștri le au, sigur, cel mai frecvent ei vin la medic pentru estetică, mai ales doamnele sau domnișoarele, pentru că apar niște dilatații mai mici sau mai mari pe picioare de cele mai multe ori, de obicei gambe, deci porțiunea de la genunchi la gleznă, dar și la nivelul coapselor, de la șold până la genunchi, unde de culoare albăstrie, mai mici sau mai mari, pot apărea și venectazii cu dilatații pe venulele mici, pe vasele mici, pe venule, și atunci apar venectaziile, sau varicele la venele puțin mai mari, fie că este plan superficial sau profund. De fapt, ele se văd doar dacă sunt în plan superficial. Dacă sunt profunde, nu se văd, însă simptomele sunt destul de neplăcute, este exact senzația de picioare grele, de picioare obosite, de greutate la mers chiar de pulsații, și se poate pune un diagnostic foarte ușor, de exemplu printr-o ecografie Doppler venos, care pun în evidență și problemele la nivelul venelor profunde, care nu se văd pe plan cu ochiul, adică ochiometric așa. Doamna Gabriela Papazian Udăreanu, să le spunem acum telespectatorilor care ne privesc în acest moment ce compoziție au aceste două produse naturale, dar eu spun să începem cu gelul, fiindcă gelul este produsul nou. Da, este după o noutate. După care să amintim și compoziția capsulelor. Da. Dar începem cu gelul. Începem cu gelul. Este foarte binevenit pentru că el a fost, să spunem, pus în circulație, a fost elaborat după studii de specialitate și după îndelungi cercetări și s-a căutat să se găsească o formulă foarte eficientă cu plante vădit și bine cercetate în a avea randamentul maxim. Sunt foarte fericită că a apărut acest gel, pentru că un tratament complex al bolilor, al afecțiunilor venelor, este un tratament atât general cât și local. Dacă am avut și am mai vorbit despre capsule și vom mai vorbi despre ele și în această emisiune, în schimb, tratamentul local aveam nevoie de el și iată, acest gel este un gel natural foarte eficient și care completează, de fapt, tratamentul general cu capsule. Este de preferat să le folosim pe ambele? Împreună, da, pe ambele, sigur, pentru că este odată tratamentul general care, îți vedea, intră în profunzime și care are efecte de durată și până în structura cea mai intimă, să spunem, și tratamentul local, care și el este adjuvant și ajută mult pacienții în a în a eficientiza, de fapt, efectele capsulelor și de a se obține o remisiune
foarte, mă rog, pe care fiecare pacient o caută. Dar de ce s-a optat doamna Gabriela Papazian Urdăreanu pentru un gel și nu pentru un unguent? Pătrunde mai repede în piele, trece bariera dermică mai repede sau are alte proprietăți? Așa este, așa este. Tocmai pentru că este mai ușor de aplicat, nu rămâne în timp mai îndelungat. De multe ori persoanele care îl folosesc vor să plece după ce îl dau, de multe ori, fie dacă vor să ducă la piață sau la servici, și atunci, mă rog, mai trag pantalon, mai trag ciorapi și sigur, se murdăresc. Nu, deci după ce intră în piele foarte bine, intră, nu riscăm să ne păteze hainele sau dresurile? Da, ele se pun în cantitate nu foarte mare, deci este și economic și este și spornic ocazia asta, dar pe de altă parte se adaptează foarte bine persoanelor grăbite, moderne, fără răbdare și este foarte bun. Pe de altă parte, sunt bazele de gel care până la urmă vehiculează până în profunzime substanțele active din plantele pe care acest gel le conține, în așa fel încât ele ajung în profunzime acolo unde este nevoie și tonifică vena respectivă sau aduce ușurarea durerilor, cum vom vedea mai târziu, când voi expune despre fiecare componentă parte. Deci, ce ar avea în compoziție doamna Gabriela Papazian Urdăreanu? Gelul are în compoziție castanul și castanul este dovedit ca fiind foarte eficient, de aceea această plantă este conținută și în capsulele pe care le voi prezenta. Deci, această plantă, castanul împreună cu afinul, le vom găsi și atât în gel cât și în capsule. Deci la castan aici avem de a face chiar cu extractul de castan, deci este cu forma cea mai adecvată, cea mai bună și cea mai benefică, cu randamentul cel mai mare, pentru că din extract obținem de fapt substanțele active cele mai eficiente. De asemenea, mai avem o plantă, este o plantă care se numește Hamamelis virginiana, este o plantă eminamente antiinflamatoare, pentru că în varice avem o inflamație, clar, la a intimei venelor și a locului respectiv. Este o plantă antimicrobiană, s-au pus în evidență cercetări și s-au făcut și s-au pus în evidență efectele sale antibacteriane, pentru că de multe ori acolo unde este stagnare, unde sângele stagnează, avem de a face cu o suprainfecție de multe ori, conglomerare de elemente figurate și infecții. Și atunci se dă și preventiv această plantă. De asemenea, să nu uităm de efectul sale de troficitate venoasă, de tonic venos foarte bun, deci susținând pereții venelor, în așa fel încât să poată circula sângele cu ușurință de la periferie spre centru. Sigur, o să intru mai în detalii în funcție de timp. Acum, deci am spus de Hamamelis virginiana, voi spune că mai conține afinul pe care îl găsim și în capsulele pe care le voi prezenta, tocmai pentru că este o plantă deosebit de bună, nu numai pe vene, ci și pe capilare și pe venule și pe arteriole, deci pe toate vasele de sânge. Mă rog, are și efect antioxidant, are vitamina C, o să spun mai multe mai târziu, poate. Despre vița de vie care este conținută în gel pot spune că are rol de protecție capilară, de susținere a pereților vaselor mici, a capilarelor și a venulelor. Și mai avem o vitamină liposolubilă, vitamina E, care se știe că este un antioxidant foarte important și care și fiind liposolubilă unge pielea și are efectul de pătrundere foarte bun în profunzime. Și de asemenea, printre alți excipienți, avem ulei. În general s-a preferat doar uleiul de castor și este un ulei care tot așa are putere mare de pătrundere și aduce substanțele active din plantele pe care eu le-am enumerat în profunzime, hrănind pereții vasculari, pereții venoși
și cu efect foarte bun și de lubrifiant asupra pielii, pentru că persoanele respective care au aceste afecțiuni de multe ori au o piele uscată, o piele cu tendință de a se modifica la culoare și poate puțin pergamentoasă. Și atunci este nevoie de vitamina E, care este liposolubilă și este grasă, și de uleiul respectiv, care și el unge pielea și este trofic pentru piele, numai pentru vene. Acum, în ceea ce privește acest gel, sigur, voi putea să intru și mai în amănunte. El se aplică de 2-3 ori pe zi. Când ne doare sau... Este bine să-l folosim, la durere putem să-l folosim mai des, dar este bine să-l folosim și ca tratament de fond. Adică o persoană care are, de exemplu, varice sau are suficiență venoasă sau moroiz, poate să-l folosească cam de 2-3 ori pe zi, chiar dacă are dureri, chiar dacă nu are dureri, pentru că varicele sunt în continuare acolo, inflamația venei este în continuare acolo, chiar dacă are dureri sau nu are dureri, pentru că pot exista perioade când există aceste dureri, perioade nu, dar trebuie făcut un tratament de fond, ca și capsulele la care eu o să mă refer și care trebuie la fel continuate 2-3 luni de zile non-stop. Dacă descoperim, doamna Gabriela Papazian Urdăreanu, aceste varice, nu știu, în stadiul 1 sau 2, avem toate șansele ca ele să dispară în timp cu un tratament adecvat? Da, dacă folosim ambele tratamente, chiar am avut rezultate bune, am pacienți la care chiar s-au remis foarte frumos. Varicele nu erau, cum ați spus, decât incipiente sau din intensitate, să spunem, ușoară spre medie, dar am avut rezultate bune, pentru că se știe, tratamentele medicamentoase pot oarecum să ușureze simptomatologia, însă numai cât timp sunt luate și în niciun caz nu se retrag. Deci acolo, clar, estetic nu prea face. Bine, acum nu trebuie să absolutizăm, să spunem că cu acestea gata, nu mai avem picioare de balerină sau de... Dar oricum, pe de altă parte se observă îmbunătățirea, asta este clar, și decât să nu faci nimic, mai bine faci ceva. Adică oricum, chiar dacă remisiunea este în timp, ele tot așa au apărut în timp, nu putem spune că varicele, de exemplu, sau moroizii au apărut de azi pe mâine. Și atunci este firesc nici să nu dispară de azi pe mâine. Și dacă se combat și factorii favorizanți, atunci, și avem o viață sănătoasă, atunci este clar că vom putea acționa bine și micșorăm și timpul de remisiune. Dar clar, dacă am avut nenoroc cu doamna Gabriela Papazian Urdăreanu să le descoperim în ultimul stadiu, să spunem, și n-am mai putut evita intervenția chirurgicală, e bine să luăm aceste produse naturale și după ce am suferit această intervenție chirurgicală? Dar să știți că ne dați răspunsul după o scurtă pauză de publicitate. Vă las și pe dumneavoastră să sorbiți o gură de apă din pahar, că tot ne-a spus la începutul emisiunii că hidratarea este foarte importantă, dar telespectatorii să nu plece din fața micilor ecrane, fiindcă revenim imediat cu doamna Gabriela Papazian Urdăreanu. Rosal utilizează substanțe și echipamente performante pentru distrugerea dăunătorilor. Rosal găsește întotdeauna soluțiile potrivite pentru tine. Rosal, creat pentru protecția mediului. Venostim este o combinație unică de maximă eficiență în tonifierea vaselor de sânge. Venostim combate apariția varicelor. Venostim restabilește elasticitatea vasculară și circulația sanguină la nivelul picioarelor. Venostim înlătură senzația de picioare grele, obosite și umflate. Venostim reduce durerea la nivelul gambelor. Venostim diminuează semnificativ complicațiile determinate de varice și hemoroizi. Venostim, un produs marca PharmaClass. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Thank you.
Cerceri Vitalion. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Venostim este o combinație unică de maximă eficiență în tonifierea vaselor de sânge. Venostim combate apariția varicelor. Venostim restabilește elasticitatea vasculară și circulația sanguină la nivelul picioarelor. Venostim înlătură senzația de picioare grele, obosite și umflate. Venostim reduce durerea la nivelul gambelor. Venostim diminuează semnificativ complicațiile determinate de varice și hemoroizi. Venostim, un produs marca PharmaClass. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Ăsta e Ionuțul meu drag. Înainte râdea de mine, zicea că stația meteo a familiei. Apoi a început să-mi calce pe urme. Ba o senzație neplăcută de la o ploaie, ba alta după ce a ridicat-o pe nepoată mea, așa că i-am zis: băiete, acizi grași esterificați! Mobilitate și confort cu gelatin extract forte, natural pe bază de acizi grași esterificați. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Venostim este o combinație unică de maximă eficiență în tonifierea vaselor de sânge. Venostim combate apariția varicelor. Venostim restabilește elasticitatea vasculară și circulația sanguină la nivelul picioarelor. Venostim înlătură senzația de picioare grele, obosite și umflate. Venostim reduce durerea la nivelul gambelor. Venostim diminuează semnificativ complicațiile determinate de varice și hemoroizi. Venostim, un produs marca PharmaClass. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Rosal, creat pentru protecția mediului. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, vă reamintesc că suntem împreună cu doamna Gabriela Papazian-Urdăreanu, specialist în fitoterapie, homeopatie și acupunctură, și vorbim despre două produse naturale folosite cu succes în bolile venoase. De asemenea, nu uitați de numărul de telefon afișat pe micul ecran, prin intermediul căruia puteți lua legătura cu noi, cei de la Ethno TV, sau puteți afla mai multe despre produsele despre care discutăm noi astăzi în emisiune. Doamna Gabriela, rămăsesem la întrebarea dinaintea pauzei de publicitate și aș vrea acum să ne răspundeți dacă aceste două produse naturale, unul constând într-un gel, iar celălalt în capsule, pot fi luate și după ce o persoană a suferit o intervenție chirurgicală în această boală varicoasă. Da, de cauza, da. Sigur, se poate lua foarte, și chiar este de dorit să fie luate, tocmai pentru că există, înseamnă, o predispoziție. Aceste persoane pot oricând reface varicele. Am avut destul de mult, de mult pacienți care au suferit intervenții chirurgicale și după câțiva ani s-au trezit din nou cu varice. De aceea este bine și ca tratament preventiv alături de regimul de viață, să spunem, sănătos, pe care eu l-am spus la începutul emisiunii, să administrăm aceste produse naturale, tocmai în scop preventiv. Și este bine să se ia pe o perioadă cu intermitență, pe perioadă de câteva luni, de preferință 2-3 luni, se face apoi pauză și se reia tratamentul și preventiv. Sigur, în tratamentul curativ, să spunem, doza va fi ceva mai mare și sigur, trebuie să fim mai atenți la stilul nostru de viață. Că toți suntem la întrebări, doamna Gabriela. Domnul Grigore din Urzicen vă întreabă dacă aceste produse sunt bune pentru o criză hemoroidală acută și cum trebuie să le ia. Nu știu dacă cineva are o afecțiune cronică acută, da? Poate trebuie să ia o anumită doză și dacă are o afecțiune cronică, dacă e vorba de altă doză. Așa este, așa este, și este foarte bine că m-ați întrebat. Într-o afecțiune acută, cum este cazul domnului din Urziceni, într-o criză hemoroidală se dau capsule, deci dacă de obicei se dau două capsule pe zi, în această criză hemoroidală trebuie luate 6 capsule pe zi, 2, 2, 2, dar cam 3-4 zile, deci este o doză, să-i spunem, de atac, după care se continuă cu tratamentul de fond de 2 capsule pe zi.
și, bineînțeles, aplicația de gel. Într-o boală cronică, într-un hemoroiz pur și simplu, care nu sângerează, nu sunt foarte dureroși, un tratament de fond constă în două capsule pe zi și în ungüentul respectiv. Ca și în varicele, de fapt, pe care are. Și la fel și în cazul unor varice care pun probleme mai deosebite, sigur, se face de la caz la caz individualizarea, pentru că eu pot să dau, de exemplu, trei capsule la o persoană care este mai supraponderală sau mai solidă cu afecțiuni mai grave față de o persoană care are, de exemplu, 48 de kg și atunci pot să merg doar cu două capsule pe zi. E tot bine să meargă pacientul așa și la doctor și să hotărească, probabil, de comun acord de cu preferință, dânsul, de preferință, pentru cât timp să, da, continu, să ia tratamentul și cam câte capsule, da, să, sigur, în principiu este bine să se sfătuiască cu un medic, dar cu un medic care a practicat și care practică medicina naturală și nu neapărat, adică se poate administra și de către pacient, uitându-se, bineînțeles, pe un prospect sau la emisiunea noastră, de exemplu, dar de la caz la caz, într-o criză foarte urâtă hemoroidală, până să ajungă la medic, asta poate să ia 6 capsule pe zi, vreo 3-4 zile și vă spun eu că poate nu, adică sigur nu va mai ajunge la medic neapărat după aceea, pentru că de fapt se va estompa și va trece criza acută și se va simți mult mai bine. Dar de ce e important ca o persoană să ia tratamentul până la sfârșitul lui, adică, nu știu, 3 luni, 6 cam luni și să nu renunțe după ce boala s-a diminuat vizibil, să spunem. Vedeți, este un Știți tratament... Știți că cu toții suntem tentați. Dacă ne simțim sigur mai bine, zicem, lasă, domnule, la ce să mai iau, că oricum mă simt mai bine, nu mai, n-are ce să mai... De ce să mai iau aceste sigur, produse? Sigur, așa este. Numai că, din păcate, nu avem numai boli acute, într-adevăr. Dacă ne simțim bine, uite, o criză hemoroidală, îl iei 6 pe zi, te simți foarte bine, după 4 zile e perfect. Dar rămâne boala, să spunem, boala de fond sau boala cronică. În al doilea rând, nu uitați că aceste produse sunt, de fapt, produse naturale și tratamentul cu produse naturale este un tratament foarte eficient, dar blând, și plantele interferă, fiindcă sunt organisme vii, interferă foarte cum să spun, blând și fiziologic în fiziologia noastră a omului, în așa fel încât nu putem să așteptăm de la niște organisme delicate, cum sunt plantele, de fapt, plantele medicinale, să acționeze așa din foarte puternic. În așa fel încât, dacă vrem să avem un tratament, cum să spunem, foarte bine, care să pătrunde până în structura, până în intima, intimitatea noastră, atunci trebuie să-i lăsăm timp. Și procesele cele mai durabile și cele mai eficiențe sunt, de fapt, în profunzime, la nivel tisular, la nivel celular. Ori asta se întâmplă în timp și nu rapid. De aceea este bine să se facă tratamentul de cam 3 luni de zile, în timp în care să se acționeze asupra intimei mucoasei, venelor, a capilarelor, a tonicității venoase, a fluidificării sângelui. Deci există o serie de procese fiziologice, fiziopatologice care au loc și care trebuie să fie influențate de plante. Dar în cazul capilarelor sparte putem să folosim, da, doar gelul sau neapărat trebuie să venim și cu pastilele în completare a gelului? Putem să folosim gelul, dar eu recomand clar că trebuie folosit și capsulele, tocmai pentru că acolo avem și niște procese profunde care au loc și trebuie să susținem întărirea pereților vascular, combaterea stazei venoase. Ori asta se întâmplă și cu capsulele, numai cu gelul. Aceste produse fiind naturale, mă gândesc că le putem lua în paralel și cu medicația dată de doctor pentru alte afecțiuni. De fapt, ele nu interacționează cu alte medicamente. Nu. Putem să le luăm liniștiți, nu, doamna Gabriela? Nu au contraindicații, nu au efecte secundare, nu au efecte adverse, nu s-au pus în evidență niciun fel de astfel de efecte și sunt
șar naturale și organismul nostru răspunde cel mai bine la un tratament care să fie blând și eficient, care să nu-i facă rău, clar. Dar deci dacă... ar fi să alegem partea care este cea mai benefică. Dar dacă o persoană are diabet, să spunem tip 2, care nu e foarte avansat și are și varice, poate să ia cum acest să nu? Produs? Dar nu uitați că avem afinul, care este un antidiabetic bun, adică din potrivă ajută îl la... ajută și sigur, în diabet. Da, plus că avem complicațiile diabetului care afectează de multe ori vasele mici și mijlocii, dar și arterele mari, deci merge și pe artere și pe vene. Deci să nu uităm că afinul este o plantă eminamente vasculoprotectoare și implicit de care scade și glicemia dacă este sub formă de capsulă. Deci automat facem o pușcă mai mulți iepuri dintr-o lovitură, clar. Doamna Gina din București vă întreabă ce rezultate aveți în tromboflebită. În tromboflebită trebuie, părerea mea este, pentru că normal am de medicină și trebuie să dau cezarul al cezarului, este bine să fie văzut de un medic de preferință de spital sau, dacă nu, chiar și de policlinică, dar de preferință de specialitate, care probabil că îi va da celebrele antiinflamatoare, antibiotice și așa mai departe, paus la pat și așa mai departe. Însă, ca tratament adjuvant, este foarte bun acest tratament natural. Deci eu nu spun acum că trebuie să se trateze cazurile mai grave de tromboflebită numai cu tratamentul natural, dar pe de altă parte să nu uităm că tratamentul natural aduce un efect foarte bun și combate efectele secundare ale medicației de sinteză. Deci să nu uităm de efectele capsulelor și a gelului și în combaterea edemelor, a inflamațiilor, deci la acest nivel, analgezic, descăderea durerii, să nu uităm de efectele hamamelisului pe care le-am prezentat ca fiind un antimicrobian și un antiseptic de excepție, în așa fel încât acest tratament natural, tocmai că intervine foarte bine pe lângă tratamentul dat de medicul de spital. Dar dacă o persoană este nevoită să facă o călătorie cu avionul, să spun, nu știu, are de mers 5-6 ore și știm cu toții foarte bine că în avion nu prea ne permitem să facem mișcare, da, ar fi bine să aibă aceste produse sau măcar capsulele la el pentru a preveni o eventuală neplăcere? Da. Da, este foarte bine, trebuie luate chiar înainte de a face călătoria, chiar cu, să zicem, cam cu 2-3 săptămâni, n-ar fi rău. Dar gelul, și capsulele vorbesc, chiar gelul este bine să-l aibă categoric cu dânsa, cu persoana respectivă, să-l deci aibă la ea. Le luăm înainte cu 2-3 săptămâni, doamna Gabriela, facem călătoria și după... gelul oricum putem să-l dăm și în timpul și în avion, este chiar de dorit să-l aplicăm de mai multe ori, că asta se poate face în avion. Și plus că în avion este bine când mai întindem pe cât posibil un pic picioarele, adică să nu stea foarte mult cu ele atârnate, mai ales o persoană care este predispusă în a avea așa ceva. Și după ce ne reîntoarcem, putem renunța la administrarea acestor produse? Bineînțeles. Fiindcă nu avem probleme cu niciuna din aceste afecțiuni. Și să nu uităm, așa este, și chiar în avion să nu uităm să facem un ușor masaj de jos în sus cu acest gel și astfel punem în mișcare sângele din venele, în general la membrele inferioare, că acolo se întâmplă cel mai des. Și să nu uităm de asemenea de combaterea constipației, pentru că prin statul prelungit putem avea apariția hemoroizilor. Domnul Andrei vă întreabă dacă e bine să folosească aceste produse naturale complete și complexe în același timp pentru cârcei, doamna Gabriela, care apar în general noaptea. Pot fi folosite, însă pentru combaterea cârceilor de multe ori avem și de-a face și cu o insuficiență nu numai venoasă, ci și arterială. Deci pe artere
nu neapărat pe vene. Bine, ei pot apărea din N motive, din mai multe motive. Dar spun în eventualitatea aceasta și nu știu dacă domnul l-a văzut sau poate n-a văzut, am mai avut emisiuni cu alt produs care combate stagnarea pe bolile arteriale, deci care se adresează în special insuficienței circulatorii pe artere la nivelul membrelor inferioare și la nivel central. Și doamna Alexandra vă întreabă dacă produsul este bun pentru vânătăi. Probabil are pielea mai, carnea mai moale, cum să zice, și imediat dacă se lovește de ceva, face vânătăi. Da, este într-adevăr un efect benefic al acestor produse, pentru că am spus că întăresc aceste plante care sunt conținute în aceste produse, întăresc de fapt și pereții vasculari. Orice avem în vânătăi, avem de fapt o fragilitate a pereților vasculari de cele mai multe ori și atunci se extravasează sângele și apar echimozele sau vânătăile. Deci în acest caz este benefic folosirea gelului, dar și a capsulelor. De asemenea, pot mai folosi și produsul pentru problemele de artere, pe care l-am spus și domnului, pe care l-am prezentat altă dată, tot așa pentru întărirea vaselor arteriale. Doamna Papazianu Urdăreanu, mai avem două minuțele din această primă parte a emisiunii Sănătate înainte de toate și aș vrea pe final să facem o concluzie a ceea ce am vorbit noi astăzi, și dar să ne spuneți și unde putem găsi produsele despre care am vorbit astăzi cu dumneavoastră. Hai să încep cu partea a doua. Produsele sfin naturale se găsesc în magazinele naturale sau așa numitele naturiste, se găsesc și în farmacii, în unele farmacii, sau pot fi comandate online pur și simplu pe site-ul firmei și care le produce și pot fi livrate acasă, adică persoanelor care nu se mai duc acolo le pot veni acasă prin comandă online, că de asta avem, acum suntem informatizați și avem internete și așa. Măcar să avem și un beneficiu dacă tot stăm atâta Google, la calcul. Doamna și în ceea ce privește eficiența, sunt într-adevăr foarte bune, combinate, este un complexist și din capsule și din gel și amândouă până la urmă coroborate combat și edemele și inflamația și durerile și eventual previn suprainfectarea, deci tot ceea ce se întâmplă la nivelul stagnării în vasele de sânge, respectiv în vene. Ușurează picioarele, senzația aceea de picioare grele și obosite, deja ne dă o stare de bine și un confort. Doamna Gabriela Papazian Urdăreanu, vă mulțumim din suflet pentru prezență, dar și pentru informațiile oferite cu privire la bolile venoase, dar și la cele două produse naturale, foarte eficiente în combaterea acestor boli, și vă mai așteptăm marțea viitoare din nou aici la noi, fiindcă mulțumesc. Lumea deja s-a obișnuit cu prezența mulțumesc dumneavoastră. Cu drag. În fiecare marți la ora 16:30, doamna Gabriela Papazian Urdăreanu este prezent aici la noi. Dragii mei, vreau să vă reamintesc că această emisiune este în reluare mâine de la 6:30 la 8, dar nu plecați din fața televizorului.